Bună, prieteni, discutăm azi despre content, câte postări trebuie să postăm, de care, unde, de ce. Foarte mulți la începuturi se întreabă, Dumitru, când postăm? Dimineața, seara, amiază? Câte postăm? O postare pe zi, 2, 3, pe lună, 5, 10, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube? Ce postăm pe Facebook, ce postăm pe Instagram? Despre aceste subiecte vreau astăzi să discutăm. Bine, spune Dumitru Talmazan, sunt specialist certificat Facebook, MBA executive și speaker internațional în peste 4 țări, ducem activitatea noastră de digital comunicare. 6 ani experiență și peste 30.000 de absolvenți în contextul instruirilor noastre și peste 200 de companii promovate în toată lumea și mentoratele noastre. Acestea fiind spuse, am tras concluzii din toată experiența noastră că practic și sincer, la nimeni nu trebuie să postările voastre. Fiți de acord. Când dați like la o pagină, deseori o dați din respect, din inerție sau din interes. Mai rar din interes, mai deseori din inerție și câteodată din respect. Fiți de acord că voi pe parcursul zilei nu aveți timp să consumați atâtea postări cât se afișează vouă în feed. Și dacă sunteți de acord cu acest lucru, cum credeți? De ce alții trebuie să consume contentul dacă voi nu aveți timp? Eu nu exclud importanța content marketingului. Eu nu exclud importanța că noi trebuie să avem postări. Dar dacă noi vrem să comunicăm, atunci trebuie să ne întrebăm, dar oamenii care vor citi, cine sunt ei? Cât timp ei au la dispoziție? În ce perioada timpului? Și dacă algoritmii acestor platforme vor afișa contentul nostru în măsura în care noi ne așteptăm? De aceea am tras o concluzie că, în mare parte, pentru o majoritate mare de afaceri, comunicarea azi se reduce la una, două postări pe săptămână, pe Facebook, la o postare, două, trei pe Instagram. O excepție ar veni 3, 5, 10 stories-uri pe zi, 1, 2 postări pe TikTok, 1, 2 postări ca emisiune pe lună dacă sunteți pe YouTube sau formatul deja când aveți atunci postați pe YouTube. Adică fiecare rețea socială are mici devieri, dar a scăzut considerabil frecvența de postări la brandurile care fac instruire, care au prestări de servicii sau vând produse. Oamenii nu mai au frica de conținut, adică el nu mai are acea criză, el poate să intre în Google și să se intereseze pe social media, el poate să intre în Facebook și să vadă live-ul cu știrile care au fost azi și să vadă un overview în Telegram despre top știri care au fost în regiunea lui. De aceea azi conținutul trebuie să fie maximal eficient, maximal scurt, maximal laconic și autentic, destul de util, interesant și cu o abordare destul de dinamică. Când veți crea contentul, răspundeți la întrebarea reason why, de ce? Și atunci, dacă răspunsul va fi pentru că utilizatorul meu are nevoie de 10 postări pe zi, așa să fie. Dar dacă este pentru că așa au zis un speaker, așa zice șeful, mie îmi pare că e așa, dar n-avem nici abordare, nici copywriting, nici creativitate, nici conținut, pur și simplu luăm din Google și postăm prin toate rețelele, atunci contentul își pierde valoarea. Așa că vă doresc să aveți o abordare logică, conștientă față de contentul vostru, creați conținut pentru oameni, pentru că oamenii în semn de recunoștință vor cumpăra produsele și serviciile voastre, iar până când asta se va întâmpla, puteți să ne urmăriți pe Facebook, pe Instagram, talmazan.md este site-ul nostru, Instagram-ul nostru și Facebook-ul. Mie îmi spune Dumitru Talmazan și cu drag vă urez succes în activitatea digitală, conversie, like-uri, share-uri și ne vedem curând cu alte mesaje și cu alte informații mega utile pentru toți cei care comunică digital. Pe curând!